sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război, la agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism sau la violență publică, precum și manifestări obscene contrare bunelor moravuri. Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal. Dreptul la liberă circulație în țară și în străinătate este garantat. Legea stabilește condițiile exercitării acestui drept. Cetățeanul român nu poate fi extradat sau expulzat din România. Mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără niciun fel de arme. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a intrat președintele Bindă, alegerea profesiei, a meserii sau ocupații, precum și a locului de muncă, este liberă. Articolul 55. Cetățenii au dreptul și obligația să apere România. Condițiile privind îndeplinirea datoriilor militare se stabilește prin lege organică. Cetățenii cărora le sunt încredințate funcțiile publice, precum și militare, răspund de îndeplinirea cu credința obligațiilor ce le revine și în acest scop vor depune jurământul cerut de lege. Articolul 22. Nimeni nu poate fi supus torturii și niciun fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant. Pedeapsa cu moartea este încă interzisă. Vine încolo spre redactare, a intrat în pădure încolo. Da, mersi mult, băi. Drumul bun este aveți. Parcă apare ca Victor Ponta, da?